Adrian Pandelescu s-a depășit pe sine cu acest text. În nicio expoziție organizată, în niciunul dintre spațiile colaboratoare ale galeriei Elite Prof Art, Adrian Pandelescu nu a așa un discurs mare și consistent. Pentru că nu era scris. Și uit ce vreau să spun. Felicitări! Este sărbătoare. Să subliniez și pe această cale faptul că, într-adevăr, este o zi de sărbătoare. Că, iată, Elite Prof Art, în ciuda unor vicisitudini chiar de natură, să spunem, personală a familiei Pandelescu, mă refer acum la mutarea sediului de galerie, dar rămânând pe aceeași stradă în cartierul Cotroceni, galeria Elite Prof Art a izbândit. Și, într-adevăr, am văzut expoziții foarte frumoase, evenimente extrem de reușite și, dacă nu mă înșală memoria, cred că sunt într-un fel așa, apropiată de galerie, aproape de la momentul înființării ei. Așadar, să spunem că am o privire care poate să radiografieze tot ceea ce s-a petrecut, toată evoluția galeriei, tot zbuciumul pe piața de artă al galeriei. Dincolo de expozițiile foarte frumoase, de faptul că au găzduit artiști profesioniști maturi, cunoscuți, dar au și lansat artiști, s-au făcut debuturi în spațiile galeriei Elite Prof Art, s-au încurajat artiști, într-adevăr au avut loc cursuri susținute pentru copii și adulți. Și au loc. Și au loc, dar eu spun ce s-a întâmplat în cei 5 ani. Da. Ce se va întâmpla de acum înainte, poate va căpăta chiar amploare. Sau vom vedea și direcții noi. Dar aceste cursuri formative pentru copii reprezintă un pas important, nu? Un demers de formarea unei generații care va ști, sper eu, ce înseamnă arta plastică. Și mi-a plăcut într-un fel că Adrian Pandelescu a vorbit de artiștii vizuali aici de față ca despre specialiști în artă. Suna... Pentru mine sunt specialiști. Da, suna așa foarte, foarte prețios într-un anume fel. Și cerințele zilelor noastre și demersurile diferite ale plasticienilor fac, iată, ei să nu se mai denumească ca altădată simplu pictor, sculptor, desenator, scenograf, artiști vizuali, specialiști în artă cu un parcurs... Așa, și cum îmi place mie să spun, ca să nu știu specialiști, monștri sacri. Monștri sacri, da. Atenție la, pentru Adrian Pandelescu și dacă aveți 25 de ani și dacă aveți 70, monștri sacri. Poate unii sunt în devenire. Nu, este aproape peiorativ felul în care Adrian Pandelescu folosește această terminologie. Așa, sau... Am vrut să fiu mai difuză așa, în privința vârstei. Și pentru că vorbeam de cursurile pentru copii, cursurile de artă plastică pentru copii, putem să vorbim și despre plăcerea pe care galeria Elite Prof Art le-a oferit-o artiștilor profesioniști. Atenție! Radio România Cultural, da? Îmi permite să-mi fac transmisia? Da, da, da. Alo, da? Da, 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 și eu, da, la galerie. Să ne spună pe ce da, da?
Da. Ei, relaxați-vă puțin, dar să nu faceți gălăgie, vă rog. Și încerc să am alt discurs.